Trei medalii au cucerit atleții Clubului Sportiv al Armatei Steaua în prima zi a campionatelor naționale de sală pentru seniori. Florina Pierdevara a făcut o cursă foarte inteligentă și a reușit să cucerească medalia de aur a probei de 1500 de metri cu timpul de 4 minute 24 de secunde 97 de sutimi. Să-mi fac un record personal și să îndeplinesc baremul pentru campionatul european de la Glasgow. Nu a fost așa greu, a fost ca o verificare înainte de campionatul balcanic. Chiar dacă de obicei concurează la aruncarea discului, Alin Firfirică a obținut medalia de bronz la aruncarea greu cu o performanță de 17 metri și 7 centimetri. Mă așteptam la locul 3, dar nu mă așteptam să reușesc să arunc peste 17 metri. Vă dați seama, nici măcar antrenamente nu fac pentru proba asta. Pe mine mă interesează aruncarea discului, fac antrenamente strict pentru această probă. Toate astea am vorbit cu antrenoarea mea, mă, ce facem? Că putem să ieșim acolo în față. Și ne-am hotărât să venim să aruncăm, fără niciun antrenament, să dau 17 metri, adică este mare lucru. Sper în continuare să fac această probă complementar, cum am făcut-o până acum, dar scopul meu este să ajung să dau peste 18 metri, ca probă secundară. În proba de 1500 de metri masculin, stelistul Nicolae Marian Coman a terminat al treilea cu timpul de 3 minute 51 de secunde 50 de sutimi, cucerind medalia de bronz. Cursa de astăzi a fost cam grea. Mă așteptam la mai bine. Important e că sunt antrenat și știu că pot mult mai bine. Campionatele naționale de atletism în sală continuă și joi în sala Ioan Sioter din București.